Bună ziua! Conform dispoziției primarului Laurențiu Ioan Leureanu numărul 1407 din 15 septembrie 2016, se convoacă astăzi Consiliul Local în ședință extraordinară. Pe de ordinea de zi, avem, au rămas 4 proiecte în cele 5 care sunt cu domnul secretar. Avem 4 proiecte. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai multe. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea concesionării unui teren. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Să fac eu o precizare. Este vorba despre un teren aflat în spatele zonei în care a avut societatea Dan Marin și Somaco. Este un teren la care nu mai era avea acces cele două. E terenul primăriei. Este un teren care este mlăștinos, nu putea fi folosit nici agricol, deci n-a fost arendat. Și e un noroc pentru comunitatea locală că dânșii pot să facă o investiție de câteva milioane de euro, ceea ce înseamnă un depozit, dar și o linie de producție. Chiar și o investiție în zonă este o altă surpriză pe care o să o aduc Consiliul Local într-o ședință următoare de amenajare a zonei. Dar vă spun că este un element de succes în discuțiile și negocierile noastre cu Somaco. Ne bucurăm și salutăm această investiție importantă la Roman și sperăm în continuare colaborarea să fie foarte bună pentru a fi extinsă în perioada următoare. Pot să vă informez că acesta e doar un prim pas dintr-o colaborare mult mai largă care se anunță pentru perioada următoare. Vă mulțumesc! Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Mulțumim. Proiectul numărul 3, privind punerea la dispoziție gratuită a unor spații către asociațiile de părinți din cadrul unităților de învățământ din municipiul Roman. Comisia pentru Cultură. Da, ok. Aviz favorabil, da? Să înțeleg, da? Comisia juridică. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 4 privind punerea la dispoziție a unui spațiu către comunitatea rușilor din Poveni din Roman. Comisia pentru Cultură. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumim. Și proiect de hotărâre numărul 5 privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumim. Unanimitate. Acest proiect de la sfârșit a fost avut ca urgență tocmai faptul că pe 13 septembrie se încheie proiectul european de finanțare a Colegiului Național Roman Vodă și pentru a putea face ultimele plăți pe care le-am asumat din sumele eligibile pentru acele lucrări suplimentare care au apărut pentru obiectiv. Deci la 30 septembrie încheiem cu acest proiect, chiar dacă e un efort major și vreau să anunț prin acest microfon și pe elevii, părinții și profesorii la Roman Vodă, un efort major pe care Consiliul Local îl face, Primăria Municipiului Roman, și-au dat mâna și au conlucrat împreună pentru că acest obiectiv să poată încheia. A fost unul din cele mai grele obiective pe care le-am reușit să le ducem la bun sfârșit, cu niște eforturi majore, datorită și condițiilor precare în care s-a aflat această clădire, care este închisă de peste 20 de ani, și redeschisă la începutul acestui an școlar. Vă mulțumesc pentru solicitudine și pentru faptul că ați venit să colaborăm și să putem încheia niște lucruri date de urgența unor lucrări și evenimente. Vă mulțumesc frumos și vă urez o zi bună tuturor! Mulțumim de toată ședința închisă!